Salut, dragul de la Libertate, ne-ai tins alături de Cristi și în video asta vreau să vorbim despre de ce să lucrezi pe două proiecte, cea mai prostă idee. Suntem în momentul de față în Nashville, în America. Suntem în cel mai american loc posibil din America. Nu devine mai american de atât, cum zicea o persoană apropiată. Acum, când vine vorba de a lucra pe două proiecte, un lucru care e foarte important aici de luat în calcul, și anume randamentul pe care le obții când investești timpul tău în maximizarea timpului tău pe termen lung. Da, și în cazul de a lucra pe două proiecte, tu îți investești timp pentru a face bani. Și acum, principiul pe care ne ghidăm noi e că a investi o unitate de timp în a-ți eficientiza timpul e mult mai eficient decât a investi aceeași unitate de timp în altceva, în muncă, de exemplu. Și avem o situație foarte simplă, în freelancing cu toată lumea o știe, că sunt foarte mulți oameni care lucrează pe un proiect de 5.000 de euro pe lună și le vine convenabil și la îndemână să mai ia încă un proiect de 5.000 de euro pe lună și adunându-le să obțină un income de 10.000 de euro și își aranjează cumva rutina vieții astfel încât să lucreze 7-8 ore pe zi, poate 90 ore în anumite cazuri, și în felul ăsta fac 10.000 de euro pe lună din două proiecte. E destul de mulțumitor, e confortabil, e totul ok. Și aici vine un trade-off foarte periculos, pentru că foarte simplu, cu același nivel, oamenii merg pe direcția asta pentru că nu știu să găsească clienți care plătesc mai bine de 30 de euro pe oră, corect? Și dacă ar ști să găsească clienți care plătesc 60 de euro pe oră și ar investi o săptămână, 2, 3, 4, 5 în a găsi clienți la nivelul ăsta constant, atunci ar putea să obțină pentru aceeași investiție de timp, practic 20.000 de euro. Dacă te focusezi să eficientizezi timpul, poți să comprimi timpul pentru același rezultat. Adică în loc să faci 60 de euro în două ore, poți să faci 60 de euro într-o oră, pentru că ai comprimat timpul și obții același rezultat. Și asta focusul pe eficientizarea timpului și pe a crește în skill și în profesie, adică de exemplu să faci freelancing în zona de programare, îți comprimi acest timp și poți să obții aceeași bani, dar cu jumătate de timp. Exact. Și lucrurile devin și mai interesante de aici când ne uităm la viață într-o perspectivă mai holistică, în sensul că nu e numai vorba despre bani. Într-adevăr, aici am punctat doar randamentul financiar, care e clar, nu poți să-l pui sub semnul întrebării pe hârtie. Dar în același timp avem nevoie să ne ocupăm de mai multe arii din viața noastră. Avem partea personală, avem partea de relații, avem partea de fitness, de nutriție, de înțelegerea emoțiilor, de oameni pe care avem în jurul nostru și cu care vrem să petrecem timp. Și toți oamenii ăștia și toate sistemele astea și toate ariile astea au nevoie de timp. Asta e currency-ul principal pe care noi avem, pe care noi îl dăm acolo. Și dacă luăm timp și îl dăm pentru bani, pentru încă un proiect, practic timpul respectiv investit înseamnă că sacrificăm din toate zonele astea, din toate relațiile pe care le avem, sacrificăm din toată creșterea noastră, din toată grija pe care o avem pentru corpul nostru, pentru sănătatea noastră. Și pe lângă asta ajungi și într-un plafon de venit, pentru că în momentul în care ți-ai maximizat timpul pe care poți să-l luăști pentru muncă, pe lângă faptul că ai sacrificat partea socială și toate alte lucruri care te încarcă ca persoană și care te-ar dezvolta, ai ajuns într-un platou super tare din care efectiv nu mai poți mai ieși. Și platoul ăsta e un platou strict de venit din care nu mai poți mai ieși, pentru că nu mai ai timp. Pentru că strategia asta de a-ți aloca mai mult timp pentru muncă e limitată la timpul pe care l-ai într-o zi. Exact, și ai punctat foarte bine și ăsta e exact motivul pentru care pe termen lung a lucra pe două proiecte e mult mai costisitor decât a lucra la un singur proiect și de a te ocupa și de cealaltă are pe zi. Și filozofia de freelancing pe care noi o dăm mai departe e tocmai asta, de a investi timp în a crește profesional, în a crește ca persoană. Și freelancing-ul aici, atenție, te dezvoltă pe departe pe partea financiară, cum spuneam, dar în același timp te dezvoltă și pe zona de comunicare, te dezvoltă și pe zona de vânzare și asta te ajută în toate interacțiunile pe care le ai cu oamenii din jurul tău. Comunicarea te ajută și cu soția, cu iubita, cu partenerul de viață, te ajută și cu prietenii din viața ta, te ajută în absolut toate aspectele, te revigorează, te entuziasmează pentru că treci la următorul nivel și când munca ta, când viața ta profesională e mai bine pusă la punct, când 5-6 ore pe zi din viața ta profesională sunt super, super bine pusă la punct, automat și celelalte ariele vieții cresc. Și de asta subscriem la filozofia asta în care poate ce faci freelancing tot timpul trebuie să investești în growth, în a te dezvolta pe tine ca persoană ca să poți să treci la un nivel superior, astfel încât să-ți cumperi timp înapoi și să lucrezi mai puțin, să ai un randament mai mult, mai bun pentru timpul respectiv și apoi să poți să te dezvolți armonie pe mai multe planuri. Dar cel mai bun programator cu care lucrăm în Libertate în IT, care a ajuns la cele mai mari rate, a ajuns pe strategia asta în care e întotdeauna un buffer de timp pe care îl aloc în dezvoltarea lor, adică îl aloc să-și eficientizeze timpul ăsta pe care și-l vând. Și eficientizarea asta vine prin a vinde timpul mai bine, ca și freelancer. Și întotdeauna au bufferul ăsta care le crește venitul activ. Și bufferul ăsta după aceea crește din nou venitul activ. Niciodată nu-și ocupă ambele zone de timp pe muncă, pentru că asta i-ar duce efectiv într-un platou de care n-ar putea ieși. Lucrăm cu oameni care vin poate de la 30 de euro pe oră, undeva la 5.000 de euro pe lună și ducem la 10.000 de euro pe lună și ei cred că acolo au ajuns la un nou nivel. Într-adevăr e un nou nivel după care lucrăm cu ei și ducem poate mai departe la 16.000 de euro pe lună. Și tot timpul e mai mult și mai mult, se poate și mai mult de atât și mai mult de atât și practic ajung să câștige mult mai mulți bani, mult mai ușor,
doar pentru că aloc timp în growth personal și de acolo totul se răspunde în viața. În momentul în care ești pregătit să faci trecerea asta spre freelancing și să comprimi timpul pe care îl lucrezi acum pentru un venit mai mare, hai să ne auzim la un call de consultanță gratuită cu mine, cu Cristi sau cu un expert în echipa noastră. Intră pe libertatea.ro și programează-te la un call. Eu am fost Raul și Cristi din Nashville. Salut! Salutare!